Această activitate. Vlad, bună seara! Bună seara! Bună seara! Bună seara. și -o dar o nouă ediție Eagle. O nouă ediție care în speranțe, care devine din ce în ce mai popular. În Statele Unite, mi-aduc aminte, acum 12 ani, UFC, deci alte tipuri de luptă, la fel organizate în cușcă, abia începeau să se dezvolte. Abia deveneau cele mai populare și astăzi sunt în, în mare vogă. Este sportul, practic, numărul 1 în ceea ce privește artele marțiale. Și se întâmplă la noi. Părerea ta. La noi totul este într-un mod de dezvoltare fo foarte înalt, deoarece părerea mea este că sportul, și anume mimea, este sportul numărul unu de dezvoltare, și nu numai la noi în țară, dar și în toată lumea. Și cum vedeți, rezultatul se vede. Gheorghe, când vom ajunge la nivel de UFC, ca și popularitate, pentru că astăzi trebuie să recunoaștem încă aceste dueluri în stil K-1, k Părerea mea, subiectivă, este că ă, oarecum depășește, ca și rating, ca și popularitate. Uh, Ufieci, uh, <gângăl> Eagles bineau. sau Luptele în Cușcă. Aici tot depinde de, de organizație și de luptătorii care luptă în această organizație. Dacă luptătorii sunt la nivel foarte înalt, cu rating de multe lupte, multe... Desigur, dacă sunt luptători foarte puternici și proiectul Eagles, tot este, este într-o creștere foarte mare și numai cu asta putem să creștem. Cât de mult v-a schimbat viața vouă, pentru că sunteți luptători în stil MMA, deci Mixed Fight, un stil care, după părerea mea, este foarte interesant după felul cum este organizat, nu arbitru, Poate decide nu, spre exemplu, presiunea publicului, nu numele lui, ci anume felul cum te prezinți tu un ring și dacă ești capabil să-ți învingi adversarul. O luptă practic cu puține reguli, sunt anumite reguli, dar de bază. Voi cum vedeți, spre exemplu, această, acest sport? Cum s-a dezvoltat în ultimii ani? Și cât de mult a contat pentru voi faptul că aveți posibilitatea de a ieși într-un ring în cadrul unui spectacol organizat de Fighting Entertainment? Deci dacă luăm în comparație sportul MMA cu 10 ani în urmă și acum, putem vedea o diferență mare. Deoarece 10 ani în urmă, spre exemplu, se vedea clar cine, care luptător din care sport previne. Adică se vede clar cine e boxor, cine e kickboxer, cine e luptător. Acum totul s-a dezvoltat foarte bine și a progresat. Și acum fiecare luptător MMA luptă bine și în picioare și luptă bine și foarte greu de, de, văzut diferența de unde provine acest sportiv. De regulă, cei care practică mixed fight veneau cândva de la lupte libere sau de la lupte greco-romane. Astăzi ce se întâmplă? Voi ce, sport ați practicat înainte de a vă în această etapă profesionistă? Eu, de exemplu, am început cu, la vârsta de 9 ani, am început cu taekwondo tot un stil de lupte, După care am tot am mers spre asta, vreo 5 ani am antrenat cu taekwondo. După asta am intrat la liceu sportiv, acolo am avut proba judo. După asta îmblam și la judo și la combat sambo, tot. Doream ceva universal, ceva să lupt. Și fiindcă eram din taekwondo, judo, când am intrat în combat sambo, la mine se, adică se primea să lupt pe acest stil după care tot e că am ajuns la stilul de MMA și încet și or, spre rezultate așa bune, pozitive. Bine, dar cum s-a întâmplat, spre exemplu, să ajungi pe rigul organizat de Fighting Entertainment, de... să ajungi în acest proiect Eagles? Antrenorul e, sau cineva? În acest proiect, ca să, să ajungi, să lupți, tot trebuie să, să ai o oarecare... Nume. să ai rezultat, tot în sport, adică fie că e vorba de sambo sau de judo sau competiții să ai locuri luate, tot În cazul tău Vlad cum a fost? În cazul meu a fost am început să sa practic sambo și si judo de la 9 ani. După asta am adăugat boxul pe la vreo 14-15. După asta am trecut la Combat Sambo și după asta Mimea. Uh, și uh, pentru a nimeri la noi în uh, proiectul Eagle sau în alte organizații, sportivii sunt aleși după ratingul lor, uh, după numele, sau chiar după felul lor de a fi, cum ei se reprezintă. Dacă un sportiv, spre exemplu, nu are nume, nu are rating, dar el este interesant ca luptător, interesant ca personalitate, pe el îl îl pot lua. Cât de mult contează spectacolul în acest proiect? Adică felul de a uh, interacționa cu publicul, felul de a motiva, pentru că mă uite ce se întâmplă nu în UFC, e mai mult spectacol decât lupte de la un moment dat. Uh, Sau uh, cât de mult contează și puțin înainte de luptă acest uh -huh. moment, această clipă. Eu aș spune că acesta este un lucru important, spectacol și toate contrazicerile, să spunem așa, înainte de luptă, deoarece el, ele aprind publicul, aprind acest interes. Și desigur, după asta vorbim și de bani, și de translare cu plată, dar asta la alt nivel. Dar, da, pot spune, este foarte important anume spectacolul acesta, deoarece tu atragi publicul. Tu ce părere ai, Gheorghe? Este, greu mai ușor în ring sau înainte de a face acest spectacol. De, a, de a <laughs> crea până la urmă, urmă un public care să te susțină. Păi greu este, aș spune că și în ring și înainte de ring, deoarece tot timpul trebuie să fii, nu știu, să fii într-o formă, că trebuie tot timpul, de exemplu, înainte de lupte, trebuie să ai categoria, toate este. Când ajungi la, la cântar, deja ai trecut cântarul, puțin e mai ușor, dar deja iar trebuie să te motivezi asupra luptei, iar vine o etapă puțin mai grea. Deja, în ring, eu cred că între primele două, o minută acolo, deja uiți de tot, toate emoțiile, toate... Dar chiar, când sunteți în ring, atunci când vă susține publicul, aveți o reacție, simțiți ceva exact, sau după prima minută, gata, nu mai aveți nici această posibilitate de a... Cumva de a fi motivați de, de susținerea publicului, de faptul că vă împing de la spate? Aceste momente, susținerea publicului, se simt mai mai bine și mai profund atunci când, să zicem, lupta este grea, adică adversarii sunt pe măsură și puterele sunt egale cât de cât și vine și caracterul în putere. Atunci susținerea aceasta se simte și te ajută de a învinge aceste... Apropo, astăzi unde vă, vă antrenați? Câte ore vă, vă ia din timpul vostru ce regimul aveți? Noi acum, acum, clubul meu de bază este, adică clubul nostru de bază este clubul Lyon unde mă antrenez acolo, avem antrenamente două ori pe zi, dimineața, seara Cineva este antrenor? Antrenorul meu de K1, noi avem antrenor de K1 de box, crossfit este Alexandru Piatcovlu Andrei Ivanov și antrenorul de box Dobrovolski Mihail deja în uh, fie, uh, fiecare zi, de exemplu, dimineața avem box, seara, tot timpul schimbăm, uh, nu avem în aceeași zi același sport. Avem, Aveți antrenamente U, diverse. Da, de, da, pentru că este un sport universal și pentru asta trebuie să ne antrenăm și noi respectiv. Dar acum suntem uh, ultima săptămână, adică suntem în, uh, într-o stadie așa mai, mai lină, mai, mai scurtă să zicem așa, antrenamentele se fac o odată pe zi. Fac antrenamente de o oră, nu mai mult, și atrage mai mult atenție la, la greutate, să facem categoria. Apropo, la e drept adversar pe 26 mai, în sala Polivalent, acolo unde se va organiza această competiție, pe Eduard Muravitski, dacă pronunț corect, okay. un belarus pe care l-am mai văzut la Chișinău. Cât de mult îți studiezi tu, spre exemplu, adversarul? Sau tu-ți faci și jocul tău și atunci? No, eu aș spune că pentru a face ceva cu succes, trebuie să fii foarte bine informat. Eu o studiez foarte bine, deoarece orice sportiv în acest sport are punctele sale slabe și puternice. Și este foarte important să găsești cheia, și... dar trebuie să fii gata de surprize. Și cel mai bine este să ai nu un plan de luptă, dar două sau trei. Că dacă un plan nu lucrează, Imediat te schimb la a Și tot așa. În cazul tău, Gheorghe, cum este? Apropo, un reprezentant din Uzbekistan, dacă nu greșesc, ultima dată și-a dorit foarte mult să te aibă în calitate de adversar. Dar, în cele din urmă, organizatorii au decis că vei lupta împotriva lui Denis Palancica. Denis da, Palancica. Da. Ce s-a întâmplat? Tu ai hotărât asta, și au hotărât organizatorii antrenorii? Uh, nu. Eu cu. Denis Palancica, m-am întâlnit în azi, prima luptă a mea în proiectul Eagles, cu el am avut, am deputatul. Acolo la mine puțin a fost o problemă cu sănătatea, puțin am avut o, niște probleme. După, după, care eu am mers spre doar câștiguri, am avut, am avut încă trei lupte, le-am învins în proiectul Eagles. Acum eu am cerut revanș de la el de mai multe ori și el tot am mers fără doar câștiguri înainte și eu cred că organizatorii au decis să-mi ofere revanșul, dar la centură. Și iată cum, pe 26, avem revanșul. E multă presiune asupra ta, pentru că, totuși, uh, ai o partidă pierdută în fața lui. Îți dorești, probabil, mai mult uh, victoria de această dată. Desigur. Uh, și pentru asta am muncit foarte mult. că Și am încredere. Am încredere nu, nu cer revanș așa, pur și simplu. Uh, am muncit mult și eu cred că o să fac față aceste lupte. Vlad, cum este cu aceste meciuri revanșă? Sunt mai grele de punct de vedere psihologic, sunt mai grele de, de punct de vedere tactic. Ce se întâmplă? Uh, am avut și o revanșă, recent, anul trecut, care am învins-o cu succes. Vreau să spun că dacă ești motivat și ai un scop, nu cred că este o problemă pentru tine, deoarece, dar invers poate, deoarece focul acesta îți dă o, o energie mai mare și în, în momentele grele aceasta se simte. Apropo, aceste competiții sunt organizate deja cu regularitate, dar sunt organizate odată în trei luni, Republica Moldova. Voi mai evoluați și în alte țări la astfel de competiții, Gheorghe? Da, eu, prima mea luptă a fost în, la 18 ani. L am avut în Ucraina prima mea luptă la profesioniști. După care am mai avut în România, pe urmă iar în Ucraina și deja am intrat în proiectul Eagles. Noi avem lupte aici la fiecare două luni, adică este un proiect foarte în creștere, foarte mare, și eu cred că n-aș schimba pe alt proiect. Mă întreb care este diferența dintre nivelul luptătorilor noștri la MMA și nivelul pe din afară, deci în UFC. Eu, spre exemplu, ca simplu amator, nu-mi dau seama. E... Vreau să spun că luptătorii UFCE, însă și organizația, a pornit de mult. Ea este o organizație cu multă experiență și profesionalism înalt. Deci, de nivel, putem vorbi doar văzând luptele băieților care evoluează acolo, dar până la urmă, toți suntem oameni. Adică nu este nimic Imposibil. Noi putem ajunge oriunde și atinge orice scop. E spus un lucru interesant, Vlad, și anume despre faptul că acest MMA a suferit foarte multe schimbări. Dacă înainte, oarecum, erau favorizați cei care făceau lupte libere sau lupte greco-romane sau care veneau din judo. Și astăzi, spre exemplu, și un boxer și-ar găsi loc în, în ringul de MMA. Eu m-am trecut să mă întâmpla, spre exemplu, pe viitor. Și când ajunge la, o maturitate, la maturitate un sportiv? De câți ani are nevoie în ringul profesionist? Eu are... cred, eu cred că la fiecare diferit, la fiecare sportiv diferit. Deoarece, chiar să luăm, spre exemplu, și un antrenament de amatori, fiecare sportiv își asumă tehnica diferit. Adică cineva o prinde mai rapid, Cineva o prinde mai, mai greu, să spunem așa. E greu de răspuns la această întrebare. Gheorghe, o părere? Sunt cam de acord și cu Vlad. Depinde, mult contează la amatori, cum ai trecut, câte campionate ai avut, disputate. Desigur, mult face dacă provii tot la amatori, dacă ai avut multe lupte, multe multe campionate câștigate, deja când ajungi la, la profesioniști, te simți altfel, dar să treci direct la profesioniști fără a avea la amator, eu cred că... Bine, întotdeauna am fost impresionat de faptul că MMA ar putea fi un sport de mare succes în Republica Moldova pentru că avem o bază, sunt și antrenori buni de numărate ore am avut ocazia în cadrul altor proiecte fie televizate, fie radio, de a discuta cu Ivan Gheorghiu, spre exemplu, unul dintre antrenorii de bază Um, un antrenor care întotdeauna reușește să reprofileze practic un, un sportiv sau să-l să introducă în ringul MMA pregătit, chiar dacă vine, spre exemplu, de la lupte sau că vine de la sambo și multe altele. Um, mă întreb vouă cât de, cât de greu a fost să vă reprofilați? În cazul meu a fost uh, ușor deoarece eu acest sport îmi doream de mic. Eu când, în timpul când mă antrenam cu luptele nu mă vedeam ca luptător. Este foarte important să-ți imaginezi cam cum ai vrea tu să fii și să mergi spre asta. După asta eu am adăugat uh, boxul și nici acolo nu mai vedem ca boxer. Ceva nu mi ajungea mie mereu. Uh, de asta și-am trecut la, la MMA, deoarece el este sportul meu care mă... mă arată te caracterizează pe mine. Da, și îți în valoare foarte multe abilități. Da. Cazul tău, Gheorghe? Eu la fel tot... Spune că, apropo, la 18 ani a intrat pe ring. Nu este oare prematură această vârstă pentru MMA? Sau este uh, una normală? Depinde cum te simți. Depinde în ce formă ești vii, provii de la amatori. Dacă vii cu niște rezultate foarte bune, eu cred că e normal. Eu mă simțeam, doream să lupt foarte mult și mi-am încercat norocul. Și deja merg înainte, așa. Apropo, unde vă doriți să ajungeți? Pe ce ring ați vrea să evoluați? Cât de greu este să mergeți în afară, spre exemplu? Dacă ați făcut careva încercări? În afara Republicii Moldova am mai luptat pe ringurile profesioniste, profesioniste, dar eu cred că nu e. O... Adică pot să lupt și în Moldova, că oricum, luptătorii sunt, de exemplu, vin din alte țări, tot. Nu, e tot, aceeași, tot același octagon, tot. N-are importanță un, eu cred că unde te lupți. Că e în Moldova, că e în altă țară, tot același octagon, sportivi sportivii, dacă nu te duci tu, vin ei. Principalul, eu cred că trebuie să fii tot timpul pregătit și să arăți un rezultat foarte bun. Cine vă va susține sâmbătă la sala polivalentă? Cine de regulă vine? Prietenii, rudele, părinții, soțiile, mm -hmm. nu știu. Eu cred că pe noi ne va susține întreaga sala polivalentă deoarece ne luptăm acasă și acasă și pareți ajută, cum se spune. În cazul tău, Gheorghe, care e echipa ta de suflet? Pentru că, bine, vedem acest spectacol frumos, cum ieșiți în scenă, spre exemplu, special cei care sunt membrii clubului Leon. Este foarte simpatic. În ultima perioadă am văzut și copiii care Intră pe scenă, intră în ring, oare asta motivează într-un fel și pe sportiv, dar și pe cei care urmează de a practica sportul la, la mod profesionist. Dar mă întreb oamenii de suflet, spre exemplu, părinții tăi, sunt de acord de, de faptul că faci lupte, pentru că e un sport foarte, foarte dur. Da, de la început cam așa, mama mai mult tot nu prea era de acord, dar cu timpul s-au obișnuit deja. Bine să mă urmărească sau nu? sau preferă totuși mai bine să stea acasă? Motivul, vă doresc foarte mult, dar este o problemă că nu sunt țară, dar oricum, pe internet, live, tot timpul mă urmăresc, tot timpul mă susțin și le mulțumesc foarte mult pentru asta, că îmi sunt alături. Desigur, o susținere foarte mare avem din partea clubului, din partea președintelui, Octavian Urheianu, tot timpul este lângă noi și ne motivează, ne ajută cu toate condițiile de a practica sportul. Din punct de vedere financiar, se merită Sau este doar, în primul rând, o distracție pentru voi? Înseamnă multă adrenalină și partea financiară contează mai puțin? Ei, eu aș spune că aici trebuie să predomine amândouă subiecte, deoarece sportul profesionist cere foarte mult timp și foarte multe investiții. Desigur, la etapa de începător, când tu te formezi ca sportiv, numai ești pe drumul de profesionist, nu putem vorbi de o sumă enormă financiară care te va ajuta să supraviețuiești. Dar dacă tu ai ca scop pus să ajungi undeva și atingi acest scop, desigur și rezultatul și financiar tot nu, nu, nu rămâne în urmă. Cât de mult contează pentru voi reacția publicului, nu e aparat în sală, dar după aceste lupte, după aceste gale, vă recunoaște lumea în stradă, nu știu, vă susțin moral, ce se întâmplă? Pentru că este și acest aspect de popularitate care permanent uh, funcționează ca o locomotivă care te împinge din spate, care încearcă să-ți mai dea o gură de aer, chiar dacă nu mai poți, chiar dacă poate deja la un moment dat chiar te plictisești și vrei poate altceva poate uh, să faci. Da, sunt momente și de, de aceste, când prin oraș mulți te recunosc, bravo, dacă, de exemplu, ai câștigat, bravo, succes mai departe, dacă sunt da, momente când ai pierdut, nimic. tot, da, când pierzi, mai, mai, mai sunt dificil. mai tăcuți toți. Dar sunt, de exemplu, acești apropiați care, care tot timpul te, sunt lângă tine, nu mai... Tot timpul te susține și tu poți, tu trebuie să mergi pe acest drum că de pierdut în viață toți pierd. Trebuie să cași, să te ridici. Eu cred că... Bine, eu am senzația că viața sportivă a unui luptător de mix fight e mai scurtă decât cel de la K1. Nu știu, din cauza faptului că te expui mai mult la efort, din cauza unor posibile traume, sau nu este adevărat, sau s-a echilibrat vârsta de Eu personal nu aș spune, deoarece cunosc sportivi chiar și din state care la moment lupta în oficial la vârsta de 44 de ani, 45, adică e greu de spus. Mai bine, eu aș spune, corpul tău îți dă știre când tu trebuie să închei cariera. Adică traumele, toate momentele astea, ele se acumulează. Și dacă tu ești mai atent față de tine, faci totul corect, desigur și cariera ca sportiv e mai bună. Care este ocupația ta zilnică, dincolo de, de sport, Vlad? Da? Dacă vorbim de um, perioada de pregătire, desigur, e antrenament. Dacă vorbim de perioada de odihnă, nu pot spune că am ceva special. Adică fac ce face toată lumea. Odihnă, citire, alte chestii. Mă stăruiesc să mă dezvolt în diferite domenii. Dar ce citești, anume? Eu sunt foarte curios. Uh, ultima carte care am, am citit-o am, uh, citit este uh, Mâslii na de zi” este în limba rusă, scrisă de Peter Tolstoi. O recomand, este o carte, um, să zicem, psihologică, uh, filosofică, adică pe mine mă atrag aceste lucruri și eu le citesc. Uh, ai făcut universitate sau? Uh... Da, am, uh, am făcut uh, Universitatea ASEM la Business și Administrare. Dar nu pot să spun că o să fiu în sfera aceasta. De ce? Pentru că, cine știe, astăzi sunteți optatori, mâine ați putea fi bune antrenori, organizatori sau impresari, pentru că a fost o perioadă, mi-aduc aminte, când această meserie, hai să spunem în felul următor, în domeniul fotbalului, nu prea erau cotate sau nimeni nu știa despre faptul că, uite, există impresariat ca idee, ca și concept, ca și business. Dar uitați-vă că nu te sunteți prima generație care are posibilitatea de a participa la asemenea evenimente spectaculoase, cu public, cu show-uri și așa mai departe. De ce nu? Poate pe viitor ați putea deschide voi ușa unor tineri să-i duceți poate și mai departe. Nu știu, este o... Posibil, timpul va arăta, dar eu personal, la momentul de față, nu mă văd ca antrenor. Adică sunt alte lucruri care se poate de... De făcut. Și... Apropo, cât de mult contează totuși acest echilibru, spre exemplu, de între pregătirea fizică și pregătirea mentală? Pentru că îmi dau seama că trebuie să te antrenezi și sistemul nervos. Faptul că te citești este foarte bine, pentru că funcționează și altceva, nu doar din punct de vedere fizic. Există totuși această uh, alterație de la, un, de la un domeniu la altul. E vorba de o recreere. Eu aș spune că este foarte important. Uh felul cum tu ești înăuntru, deoarece tot ce este înăuntru conduce ce este din afară. Adică chiar și întrând în cușcă, dacă ai inimă mică, dacă mă înțelegeți ce am în vedere, succes nu o să ai niciodată. Dacă începi să practici acest sport cu inimă mică, fără caracter, fără spirit, rezultat nu o vei avea. Cum se cultiva acest spirit, Gheorghe? După părerea ta, pentru că știi, de foarte multe ori mi-am dat seama că avem băieți extraordinari din punct de vedere al abilităților, capacităților, a talentului, este inegalabil, dar atunci când intri în competiție, ceva se întâmplă. Există o crispație, există o inhibație, există la un moment dat când pur și simplu faci niște lucruri pe care nici nu ți-ai seama că ai putea să reacționezi astfel și uite că pierzi o luptă, a doua, a treia și mi-am dat seama că e vorba totuși de o pregătire psihologică. Asta ține totuși de pregătirea fiecăruia, mod aparte sau ține totuși de baza unui sportiv care la noi lipsește, de pregătirea psihologică, începând de, de mic copil? Eu cred că da, mult contează dacă ești mental, ești foarte trebuie să fii tare, deoarece mulți, de exemplu, chiar la mine în sală în, în, sală luptă foarte bine. Luptă până la capăt. Când să iasă la ringul profesionist, ceva, acolo deja poate să fie schimbat foarte mult. De asta eu cred că tot din cauza mentalității, emoții, emoții foarte mari sunt. Dar de ce ai mai multe lupte, de ce treci pe acest nivel, eu cred că te schimbi, te cum scăpați voi de emoții negative pentru că sunt și emoții pozitive generate probabil de adrenalină, de dorința asta de a intra în ring. Eu n-aș spune că eu am emoții negative înainte de luptă în timpul luptei sau deoarece chiar emoțiile în general să vorbim pentru mine este important să le controlez. Dacă eu reușesc asta să fac, atunci eu mă simt satisfăcut. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc foarte mult pentru că ați venit astăzi, pentru că știu că aveți un program de pregătire foarte intens, pentru că aveți și un regim și multe alte lucruri. Sunt curios să vă văd iarăși de nou în ring și mă voi bucura pentru că am această posibilitate și avem această șansă și grație clubului pe care îl reprezentați și grație vouă de votamentul pe care îl aveți, pentru că, în caz contrar, am fi de evenimente majore, de evenimente care să-ți aducă bucurie. Asta contează foarte mult, în primul rând pentru un simplu spectator sau amator, așa cum sunt eu, și cu siguranță mulți alții care vin. Și vă doresc mult succes, chiar mult Mulțumesc. succes. Mulțumesc. Vă, sti vă reamintesc, stimați, de că în această prima parte a emisiunii au fost alături de noi Vlad Pop Popovski și Gheorghe Lup. Succes, băieți! Mulțumesc. Mulțumesc. Ne reauzim după o scurtă pauză! Mulțumesc. studio Sputnik Moldova Spudem ce ce alți treksu